obișnuiesc să încep prin a spune binecuvântat să fie Dumnezeu Tatăl nostru, binecuvântat să fie Domnul Iisus Mântuitorul nostru și binecuvântat să fie Duhul Sfânt Mântuitorul și ajutorul nostru. Amin. Amin. Aș vrea să vă spun de la început că mă bucur în mod deosebit, că este un privilegiu pentru mine în seara aceasta să fiu împreună cu dumneavoastră în un loc binecuvântat, în care este lăudat numele Lui Dumnezeu, în care îi se aduce închinare și în care se vestesc cuvintele vieții veșnice. Nu prea face o plăcere deosebită să vorbesc despre mine, dar în unele situații sunt nevoit să mă prezint. Pentru cei care nu mă știți, probabil că cei mai mulți nu mă știți, mă numesc Iosif Teher și slujesc de aproximativ 16 ani în Biserica Domnului din Montreal. Am oposit în Canada în anul 2002 împreună cu familia venind din Arad, din România. Am ajuns la Montreal și frații de acolo mi-au propus să rămân și să preiau biserica, să mă ocup. Am rămas. Și de atunci sunt încă acolo. Îi mulțumesc Domnului că în seara aceasta sunt însoțit, de fapt, poate mai corect ar fi spus, că însoțesc orchestră. De fapt, ei sunt, să zicem, invitatul numărul 1 din cei ce vin de la Montreal. Eu am și ajuns cu întârziere. Mă bucur să-i am alături, să fiu alături de ei și ca Dumnezeu să-i binecuvânteze. Amin. Vreau să vă spun un cuvânt de mulțumire dumneavoastră celor din loc. Și am să încep prin a spun un cuvânt de mulțumire fratelui păstor Dan Grecu, care am înțeles și am simțit că le-a făcut parte tinerilor noștri de o primire foarte frumoasă, deosebită. Și cred că în pregătirea acestei primiri nu a fost singur, de aceea vreau să mulțumesc și celor care i-ați dat o mână de ajutor în primirea aceasta și zic la Dumnezeu pe toți să vă binecuvânteze. M-am bucurat să vă revăd, ne-am întâlnit de câteva ori de-a lungul anilor. M-am bucurat în seara aceasta să mă întâlnesc și cu fratele păstor Levi Marian și cu soția dumneavoastră, sora Minodora, pe care o văd în sală. Ne leagă, să zicem, o prietenie mai veche, dumneavoastră ne-au mai vizitat pe la Montreal și îi așteptăm să mai vină. Și în seara aceasta eu voi fi foarte scurt, pentru că am vorbit joi seara la telefon cu fratele păstor Levi Marian și am convenit ca în seara aceasta dumnealui să aibă mesajul de bază. L-am ascultat de multe ori cu plăcere la Montreal și știu că are ce să spună din Cuvântul lui Dumnezeu și mă rog ca Dumnezeu să-L întărească și să-L inspire și în seara aceasta. Va fi o bucurie pentru mine să-L ascult încă o dată. Am să vă aduc și un cuvânt de salut din partea bisericii noastre de la Montreal și ca să-l pot citi, de data aceasta voi folosi ochelari. Poate că tinerii din orchestră o să zâmbească puțin, pentru mine este o premieră, nu sunt obișnuit cu accesoriile astea. Dar odată cu înaintarea în vârstă, trebuie să folosim și ajutătoare. Cuvântul de salut din partea bisericii de la Montreal este din a doua epistola lui Ioan, versetul al 3-lea. Harul, îndurarea și pacea să fie cu voi din partea lui Dumnezeu Tatăl și din partea Domnului Iisus Hristos, Fiul Tatălui, în adevăr și în dragoste. Și la cuvântul acesta eu aș adăuga încă unul din versetul 8 din aceeași epistolă. Păziți-vă bine să nu pierdeți rodul muncii voastre și să primiți o răsplată de plină. Amin. Domnul să vă binecuvânteze. Spuneam cu voi fi scurt și mă țin de promisiune, sunt predicator care promit acum închei și tot aștept să și facă lucrul acesta și mai trece jumătate de oră. Eu nu fac parte dintre ei. Dacă promit că închei la timp și închei la timp. Zic Dumnezeu să vă binecuvânteze și să ne ajute să-L slujim în curățire inimă, pentru că atunci când Domnul Iisus va veni iarăși, să ne poată primi, să ne ducă acasă, unde este locul nostru. Amin. Amin.